Bă, zilele trecute, în timp ce stătea liniștit și lucram la o nouă poveste din Dubai, care o să apară foarte curând, apropo, dintr-o dată primesc un telefon neașteptat de la Vijay, zic, da mă, la care ăsta, bă, Jimmy, a murit moșu! Zic, ce mă? Moșu, fratei, a murit moșu! Inițial nu m-am prins și mai că nu înțelegeam entuziasmul lui Vijay, vorba aia îmi spunea că a murit un om, nu că a născut nevastă sau așa, că zic, ce mă, cine a murit? Moșu, frate, ce nu înțelegi? Moș Mitică de la 7. Zic, a, du-te, dracu, nu te cred. Da, frate, ești nebun, s-a luat la ceartă cu unul pe aici, a făcut infar și a crăpat inima, ești din lău la cap. Zic, ce ai, frate, ești nebun, hai că vin la tine să bem o bere. Așa că am lăsat povestea pe jumătate începută și am plecat la Vijay să sărbătorim moartea lui Moș Mitică. Acum, știu că pare foarte ură din partea noastră, însă nu te grăbi să ne umpli frigiderele de carne că n-avem pic de compasiune pentru o persoană care tocmai s-a dus în plata Domnului, fără ca mai întâi să faci cunoștință cu Moș Mitică și ranga lui de 1,5 metri. No, dar înainte să vă zic cine a fost Moș Mitică și de ce era Vijay atât de entuziasmat când i-a declarat decesul, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet, pentru ca nimeni rău intenționat să nu-ți fure datele personale. Iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Ba mai mult, poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix, chiar și alea care nu sunt disponibile în România. Sau poți găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau cazări, ăștia având, de obicei, prețuri diferite în funcție de țara de unde cumperi. În plus, dacă vrei să fii sigur că datele tale rămân ale tale, poți alege Surfshark One, care pe lângă VPN vine și cu antivirus și alerte în cazul în care datele tale au fost compromise de anumite site-uri. No, dar acum cât costă toată nebunia asta? E bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul JIMMYHEX, vei primi o ofertă specială cu până la 3 luni moca. Iar dacă nu ești mulțumit, poți să ceri banii înapoi, că ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că intră acum pe linkul din descriere pentru a prinde oferta specială. No, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, prima mea interacțiune cu Moș Mitică a avut loc acum câțiva ani, în prima zi când m-am întors din Emirate. Nu aveam unde să stau, Vijay, care în timp ce eu eram plecat își închiriase un apartament în centrul Bucureștiului, a fost de acord să mă cazeze la el câteva zile. Așa că, după un zbor de câteva ore și o altercație cu un taximetrist de care v-am zis în primele povești, ajungeam în final la Vijay. Eram o leacă cu capsa pusă, după altercația cu taximetristul, dar m-am calmat când am văzut că Vijay mă aștepta cu o ladă de bere și ceva de haleală. Zic, bravo bă Vijay, pe apartament în buric cu târgului, bere la ladă, ne-am ajuns, ești de bun. Tu vorbești firial drag, cu cine vine din Dubai, eu? Zic, da mă, că parcă vin de la plajă din Dubai, ești de bun, hai dă o bere de-aia că nu mai pot. În fine, ne punem noi acolo la masă, Vijay mă cinstește cu o bere și ceva de mâncare, eu cu un pachet de șosete indiene aduse din Dubai, deja uitasem de dracii pe care mi-i făcuse taximetristul. Bă, dar undeva pe la a doua bere, că pe prima o dădusem aproape voleu, dintr-o dată, din podea, încep să se audă niște lovituri, vreo 7-8 lovituri, date așa cu patos, de mai că ziceai că s-a bucat vreo unul de renovat, zic, ce dracu bă Vijay, care nebun dă cu ciocanul la ora asta? Nu de alta, dar era aproape 12 noaptea. Cine dracu s-apucă să dea cu ciocanul la 12 noaptea? La care Vijay, nu e bosule, cam un moș nebun acela la 7. Dacă aud un pic de gălăgie, începe să bată de nebun în tavan. Lasă-l, dă-l dracu, nu-l băga în seamă. Zic, dar care gălăgie, frate, că suntem doi oameni care beau o bere, n-avem muzică, n-avem nimic, care gălăgie? Așa face, dă-l dracu, într-o zi m-am trezit cu el la ușă căci că să nu mai fac duș după 10 seara, că e oră de liniște. Băi, ești nebun, dar ce bă e blocul lui Măsa? În fine, dă-l dracu, nu-l băga în seamă. Ia zi, ai agățat și tu vreo arăpoaică pe acolo, până Dubai? Mi s-a părut puțin ciudat că în tot zicea să-l las în pace, mai ales că, la cum îl știu eu pe Vijay, ăsta e genul de om căruia dacă îi dai o palmă, el îți dă 3 înapoi. Dar n-am insistat și m-am întors la discuțiile despre Dubai. Doar că n-au trecut nici 5 minute, tocmai m-am apucat să-i povestesc despre pakistaneza lui Dorel, când dintr-o dată de jos, zbang, 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 niște lovituri de maică să mișca agresia cu mine, zic. Bă, ce dracu are ăsta, mă, vrea să intre peste noi pe-n podea?
Și zbang, mă apuc la rândul meu să bat cu piciorul în podea. Era ca o simfonie de lovituri. Ăla bătea de jos, eu băteam de sus. La care vijai? Lasă-l, bă, dă-l dreacu, că-i nebun, o scoza cap cu el. Hai pe balcon să fumăm o șosetă de-asta indiană. Ieșim noi pe balcon, dau să-mi aprind o șosetă indiană, când dintr-o dată, de la balconul de sub noi, s-aud un răget de mai să-mi sară țigara de mână. Bă, ce da, mă, ti faci, mă, muți mobila la 12 noaptea, băgam i-aș tine de țăran? A rămas prost, ești de... Nu înțelegeam de unde știe că-s țăran. Dar pentru că sunt un țăran educat, am încercat să ameliorez situația, încercând să explic, frumos și civilizat, că n-am mutat noi nicio mobilă și nu e cazul să urlăm ca în junglă. Adică i-am zis, marș bă, firial, dracu de boșoroc, n-ai somn? Urma să trec și la salamuri, parizere și de-astea să aibă omul mezeluri, dar n-am mai apucat că mă opri vijai. Bă, Jimmy, termină, bă, dracu, nu mai băga în seamă, ce nu înțelegi care dungă roșie în buletin? Păi și ce, mă, firial, dracu, să lasă umple frigiderul așa fără motiv? Da, frate, e nebun, de câte ori să zic, la ultimul chiriaș de-a stat aici a rupt picioarele cu ranga. Ce ai, frate, nu te cred. Da, frate, are probleme omul, n-ai ce să te înțelegi cu el. Acum, nebun, nebun, dar părea că replica mea l-a pus cu bodul pe labe, că de la balconul de sub noi nu se mai auzea nicio înjurătură. Ba mai că eram o leacă mândru de mine, ha, bă, că l-am potolit. Doar că nu pentru mult timp, că în nici 20 de secunde înjurăturile au început să se audă de la ușă. Bang, bang, deschide-i! Deschide tu, zrasa, mă, ți-ți arăt eu ție! Ce ai, frate, că bătea în ușa aia de parcă veniseră mascații? Vijay când a auzit, jab direct săgeată la ușă, nu să deschidă, ci să încuie. Că aparent ușa nu era încuiată, dar noroc că boșorogul nu s-a gândit să încerce clanța. Spang, spang, deschide, deschide că sparg ușa, băgam ia-și familia, mătii de țăran. Acum eu, până arma cu o sticlă de bere și pus o leacă pe scandal, eram, dar deschide bă tu lângură de boșoroc, suntem doi de-al dracu, ce să ne fac? Du-te bă dracu, Jimmy, că-ți dă ăsta cu ranga în cap. Zic, care rangă mă? Bă, dar arunc un ochi pe vizor și văd ranga mâncața aș gura ta, o prăjină de metal de vreun metru jumate care corupsese direct în balustradă. Zbang, zbang, deschide, deschide bă că mi-aș ține de marța foiul, dracu. Zic, bă, Vijay, fii atent, eu stau acelea după perete, tu deschizi, dacă e să intre, zbang, îi dau direct cu sticla în cap. Du-te bă, dracu, Jimmy, te-ai pantalii de tot în deșertul ăla, ce ai, vrei să ajungi la pușcărie pentru un boșoroc dement? Zic, nu, atunci hai să stăm ca proști, acelea până sparge ăsta ușa. Nu, e, stai că sun la poliție. Sună Vijay al meu la poliție, bună seara, da, urgent, ai un vecin cu o rangă care vrea să intre peste mine în casă. Sau mă rog, presupun că asta le-a zis că, între timp, eu m-apucasem să mă înjur cu boșorogul prin ușă. Bre, du-te bre, vezi că te caută dracu moartea pe acasă. Zbang, zbang, deschide, deschide bă că mi-aș măta și familia, mă. Cu ce bre, că la vârsta batale nici ranga nu se mai scoală. Vijay până tot făcea semne să mă opresc, dar eu aveam un plan. Voiam să-l țin acolo până apărea poliția. Gata bre, pai obosit, nu mai dai cu ranga. E greu cu bătrânețile astea, este? Zbang, las că te prind eu, te prind eu, luați-aș familia, m***a. Prins pe dracu bre, la cum te miști batale, nici reducerile de la Kaufland nu le mai prins. Ba la un moment dat, era gata să-l pierd, că dacă a văzut că nu deschid, într-un final, pa da să plece. Doar că atunci când era pe la jumătatea scărilor, jab, scora pic capul pe ușă. Ce fa bre, gata ai plecat? E, păi tu scrucea, măti, ce ai frate, că în 2 secunde era înapoi la ușă, spancă, deschide, deschide tu-s familia, măti. Acum, deși n-am realizat atunci că eram prea ocupat să mă jur cu Moș Mitică, trebuie să menționez că în tot timpul ăsta niciun alt vecin n-a ieșit pe scară. Aparent toți erau atât de obișnuiți cu scandalurile lui Moș Mitică, încât nici măcar nu mai era interesant. În final, a apărut și poliția, 2 echipaje. Moș Mitică, tot la ușă, dădea neobosit cu ranga. Spang, spang, deschide, deschide tu spaștele, măti! Mă rog, inițial pe vizor, eu n-am văzut poliția, doar am auzit poliția, agent principal Florescu, vă rog să lăsați ranga jos. Doar că Moș Mitică, în loc să lase ranga jos, a luat-o la fugă pe scări în jos, încercând să scape de poliție. Să credea frun Usain Bolt nebunul, parcă și vedeam făcând parcurs pe scări cu poliția după el. Doar că aparent în seara aia nu-și luase doza de supramax articulații, așa că a fost prins după doar câteva trepte și ulterior condus, ca un infractor ce era, până la secția de poliție. Sau cel puțin asta presupun, dar cert e că 2 polițiști l-au luat și au plecat cu el undeva. În timp ce pas 2 polițiști au rămas la mine și la Vijay la ușă să ne ia declarații.
I-am zis că, domne, noi stăteam liniștiți, n-aveam muzică, n-aveam nimica, când dintr-o dată nebunul a început să bată cu ranga în podea. Și apoi ne-am trezit cu el la ușă, de mai că era să intre peste noi în casă. Singura parte pe care am omis-o a fost aia cu înjurătura de pe balcon, nu părea atât de importantă. Și oricum, n-a fost greu să ne creadă că aparei Moș Mitică era un client fidel de-al lor și veneau după el cel puțin o dată pe lună. În fine, pleacă ăștia, acum, din toată povestea asta, eu nu înțelegeam un lucru. Ok, Moș Mitică e om nebun, n-ai ce să-i faci. Dar Vijay, de ce dracu stă acolo, că vorba aia plătește chirie și poate să se mute oricând? Dar m-a lămurit că mi-a zis, păi stau, bosule, că plătesc 150 de euro chirie, fără 400 nu găsești aici în zonă. Adevărul e că la 150 de euro în centrul Bucureștiului, parcă l-aș fi suportat și eu pe Moș Mitică. Cât despre restul serii, având în vedere că Moș Mitică cel mai probabil a dormit în deplasare, nu s-a mai întâmplat nimica. Am mai băut vreo două beri cu Vijay și în final ne-am băgat la somn, că orologiu bătea deja spre 3 noaptea și a doua zi Vijay trebuia să plece la muncă. Am dormit ca o valiză în gară și m-am trezit a doua zi singur în tot apartamentul. Arunc eu râși un ochi la telefon, era 11:30, zic, mai observ și că aveam un mesaj de la Vijay care îmi spunea, bă, vezi că nu mai am cafea, dai o bodega cilea jos. Zic, hai firial, dracu, gazde ești tu. Așa că încă pe jumătate adormit, arunc ceva pe mine și dau să cobor la magazin să-mi iau cafea. Ajung la parter, bă, da, nu ies bine din lift, că dintr-o dată văd dușmanul. Moș Mitică, cu aceeași rangă în mână, tocmai intra în scara blocului. Ne-am privit amândoi pentru o secundă, el s-a uitat la mine, eu mă uitam la el, eram ca doi pistolari de aia din vestul sălbatic, așteptând să vedem care scoate primul pistolul. L-a scos Mitică, nu pistolul, ci ranga, pe care a ridicat-o și a început să vină cu ea spre mine. Firia, dracu, sun la poliție, băgam ea-și p***. Familia, mătii de țăran! Încă nu înțelegeam de ce mă tot face țăran, de unde știe că-s țăran? Dar n-am stat să-l întreb, că jap direct în lift, înapoi la 8, unde a lăsat ușa liftului deschisă, că am văzut că-i place să facă mișcare. Apoi am intrat în apartament, frumos ușa încuiată, l-așteptam să vină iar cu ranga. Dar n-a mai venit, pe semne că după ce urci până la 8 pe scări, parcă îs cam piere cheful de scandal. Dar i-a revenit a doua zi și a treia zi, ba din ziua aia i-a tot revenit. Că cele 3 zile în care trebuia să stau la Vijay s-au transformat în 2 luni jumate, timp în care m-am alergat prin blocul Moș Mitică ca șoarecile și pisica. El dădea cu ranga după mine, eu i-am ciordit ranga. El venea la noi la ușă ca să bată, eu i-am blocat ușa să nu iasă. Și nu odată în cele 2 luni jumate mi-a jurat că-mi face felul, că mă prinde el și îmi dă cu ranga în cap. Dar nu m-a prins, deși a fost aproape. Și acum că știi cine a fost Moș Mitică, te întreb, trebuia să fiu supărat când am aflat că a dat word-ul popii? Eu n-am fost, că de-aia m-am dus la Vijay cu o sticlă de șampanie în brațe. Ăla-i bosule, a crăpat boșorogutul în gură. Dar tare mi-a fost mirarea când l-am găsit pe Vijay cu lacrimi în ochi, zic, ce-o bă Vijay, te-a luat tristețurile acum? Lasă-mă frate că supărat. De ce? Păi m-a sunat proprietarul acum că de luna viitoare vrea să mărească chiria. Zic altul care s-a bucurat când a auzit că a murit Moș Mitică. Nu și ca asta e povestea de azi. Apropo, nu uita să intrați pe linkul din descriere pentru a prinde oferta specială de la Surfshark cu până la 3 luni gratuite. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. Ah, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, dacă vrei să scazi chiria în bloc, du-te cu ranga pe la vecin, pe la ușă. Știi cum scade chiria? Ce ai, frate, de la 400 la 150 de euro într-o săptămână, ești de bun? Cheers!